joci tenis de ceva timp, poate ești adult amator, joci la competiții de tenis de amatori și nu reușești să progresezi. Poate simți că la meciuri joci mult mai slab decât la antrenamente. E bine, eu sunt aici să vă ajut să vă propun o serie de antrenamente unde eu garantez, sunt eu sigur că pot obține progres vizibil la jocul vostru. Putem corecta și perfecționa o anumită lovitură, forehand, backhand, serve, slice, voleu, în 15-20 de antrenamente. Automat. Este imposibil să nu progresezi dacă lucrezi pe elementele care contează și eu folosesc filmări. Ceva, nu? Filmări? Cine filmează la antrenamente? La ce cluburi se filmează la antrenamente? Nu prea se filmează, eu nu prea am auzit. Dar eu filmez și vă pot arăta și vouă, procesăm informația mult mai bine, eu pot observa anumite detalii pe care în timp real, cu ochiul liber, la teren, pur și simplu poate nu le observi, mici lucruri care pot conta foarte mult. Așadar, haideți să colaborăm în București, sunt Alexandru Stan, tenis la minut, lăsați-mi un mesaj privat sau mail. Dacă joci, ai stat poate mult la birou, vrei să te relaxezi, vrei să joci tenis, dar vrei de asemenea să joci mai bine, vrei un progres. Dacă trece o oră de antrenament, o oră jumate și eu nu simt, și tu ca jucător, elev, da? Nu simți că ai corectat măcar un pic, măcar un pic acea lovitură, atunci de ce mai facem? Care este sensul? Este imposibil dacă într-o oră jumate te uiți la lucruri, vezi ceva greșit și începi să corectezi, dă minci și din coș, dar nu doar din coș, de pe partea cealaltă. Și când, dacă tu nu reușești, poate să dai bine și dai inconfortabil, prea aproape de corp, cotul aproape de corp, contactul este târziu. Eu nu pot să stric doar, hai, hai, lovește în față, lovește în față, racheta după umăr, racheta după, în față, în față ți-am zis. Nu-i nimic, mai dăm un coș ora viitoare. Ei bine, asta nu te va face să progresezi. Nu poți schimba așa. Facem, perfecționăm lovitura în progres și aruncăm mici de aproape pentru a ne putea concentra doar la mișcarea respectivă, la 1-2 elemente maxim tehnice, ca să-ți poată ție perfecționa lovitura, să o facă să fie mai lejeră, mai fluidă, să poți folosi și corpul în lovitură și astfel să dai mai bine, să poți executa top spin, ceea ce te ajută foarte mult la siguranță, la mai multe mingi puse în teren cu accelerare liberă. Despre asta vorbesc eu. Dacă vă interesează și dacă vi s-a părut interesant, haideți să colaborăm. Alexandru Stan, tenis la minut. Lăsați un mesaj. Let's go!